Vaccinul de la Johnson & Johnson poate crește riscul apariției unei boli neurologice rare, avertizează Agenția Medicamentului din Statele Unite. Este vorba despre sindromul Guillain-Barré, care atacă sistemul nervos periferic și poate duce în timp la paralizie. Până acum, autoritățile sanitare americane au descoperit 100 de cazuri cu acest sindrom la 12 milioane de doze administrate din acest ser. Dintre acestea, 95 sunt cazuri grave care necesită spitalizare, iar din păcate, o persoană a murit.